încep. În prima parte am exprimat, românii au talent. Acesta sper să fie un mesaj bine formulat. Iubiți-vă părinții, veți avea de câștigat. În primul rând aș vrea, mamă, să-ți mulțumesc că am primit de la tine putere să reușesc. Tată, ai fost mereu lângă mine, știu că de acolo de sus m-ați îndreptat spre bine. Aș vrea să-i mulțumesc bunicii că m-ai educat. Au fost clipe grele, nu-i nimic, le-am uitat. Și zic că apu sus, trebuie să fii tare, să reușești să te pui pe picioare. Nu vreau să mă plâng, Dumnezeu m-a ajutat. Mi-a dat curajul să-ți spun prin vești ce-am în cap. Mi-a dat voință să reușesc. Și pentru asta, Doamne, aș vrea să-ți mulțumesc. Totuși mă uit în jur și observ mulți care deși au părinți, uită de răbdare. Te enervezi repede, te super nu în față. Și uiți că sunt singurii care se îngrijorează. Haide, spune, mamă, te iubesc, te iubesc. Pentru că mi-ai dat viață și că trăiesc, te iubesc. Că tot ce faci, faci cu drag pentru mine. Și cum recesc să mă ierți, învață-mă de tine. Știu cum e să te super când primești un sfat. Ai greșit, ascultă, lasă capul plecat. Tot ce spun ei, pot să te educei. Vezi, mereu zâmbind, dar inima l-o strânge. Timpul mă rezumă, deci o să mă opresc. Toți cei care m-ați ascultat, vreau să vă mulțumesc. Voi m-ați ajutat să scriu ce gândesc. Și vă rog, luați mesajul ca un sfat prietenesc. Deci uite, am încercat să fac primul pas. Am transmis un mesaj, primit pe și Dan. Și pentru mine unul soarele a răsărit. Sunt pe scenă în fața voastră, mă simt împlinit. Ridic capul sus, spun, mamă, te iubesc. Am reușit în sfârșit, din sus să-mi îl împlinesc. Iar dacă știu că nu mai sunt lângă mine, știu că m-au ajutat să fac presul pentru tine. Deci acest mesaj mai concret este un sfat care te ajută să treci peste. Care sper să te ajute să fii realist. Să iei tot ce e pus ăla și nu tot ce e trist. Acum o să privesc la ce e în fața mea. Nu pot schimba trecutul, nu pot încerca. Totul face parte din același drum. Totul m-a dus chiar unde sunt acum.